Salut, sunt Laura Matescu și în acest video vom vorbi despre vernisarea sau altfel spus lăcuirea tablourilor în ulei și acril. Folosim același lac atât pentru tablourile în acril, cum este acesta, cât și pentru cele în ulei. Acesta este realizat în ulei. Important de știut este faptul că putem lăcui un tablou făcut cu vopsele acrilice după aproximativ o lună, uneori mai repede. Iar un tablou făcut în ulei necesită 6 luni, minim 6 luni de uscare. Ideal ar fi un an, să aștepți un an până în momentul în care îl vei lăcui. Ce lac folosim? Ce lac folosim? Am aici un lac spray care poate fi folosit atât la picturile făcute cu acril, cât și la cele făcute pe bază de vopsele pe bază de ulei. Este un lac cu protecție UV de la Sennelier. L-am testat, este foarte bun, doar că trebuie să fii atent să sprayezi uniform în câteva straturi. În mod tradițional folosim însă un verniz lichid care se diluează cu puțină terebentină. Acum, pentru că terebentina miroase urât, este toxică și nu o poți folosi în interior sub nicio formă, eu am testat și pot să spun că funcționează un înlocuitor de terebentină. Am aici de la marca Lucas un înlocuitor de terebentină și folosindu-l în proporția indicată cu vernisul a funcționat foarte, foarte bine. O altă variantă de a lăcui obiecte pictate în acril, de exemplu obiecte decorative, este să folosești un lac pe bază de apă. Cele care vi le-am prezentat până acum sunt lacuri pe bază de rășini, sunt cele mai bune și cu o adevărată protecție UV și împotriva multor factori. Aceste lacuri pe bază de apă sunt mai mult pentru obiectele decorative care folosesc tehnica decupajului, deci este chiar un lac de decupaj de la Renaissance. Și dacă peste decupaj mai vii și adaugi câteva detalii de pictură și folosești pe urmă acest lac, este perfect în ordine. Acest lac nu se diluează, se aplică cu pensula exact așa cum este, în câteva straturi. Avantajul este faptul că nu miroase, nu este toxic și se usucă mult mai repede. De aceea, pentru obiecte decorative, prefer să folosesc acest lac. Haideți să mergem acum pe balcon ca să lăcuim aceste tablouri. De ce pe balcon? Procesul acesta de vernisare, lăcuire, nu se face în interior. Vaporii de la vernisul pe care îl folosesc sunt toxici, miros urât. Mirosul persistă undeva până la, de la 4 zile până într-o săptămână și de aceea mergem pe balcon la aer și acolo vom continua. Suntem acum pe balcon pentru a începe vernisarea propriu-zisă. Evident, dacă locuiești la casă cu curte, poți să faci acest lucru în curte. Înainte de a începe vernisarea, trebuie să curățăm pictura de praf. Este foarte posibil ca din momentul în care am terminat de lucrat pictura și până am ajuns să o vernisăm, ea să fi stat depozitată pe undeva și praful s-a depus. Înmuiem puțin de tot o cârpă foarte curată în puțin diluant și avem grijă să nu frecăm prea tare cu cârpa atunci când curățăm pictura. Pregătesc un amestec de proporție 50-50 din diluant și verniz într-un vas cu gura suficient de largă astfel încât să încap această pensulă mare. Pentru vernisare folosesc o pensulă mare lată, mărimea 50, cu perimoi flexibili. Aplicarea vernisului se face de preferat în 1-3 straturi și nu într-un singur strat gros. De aceea am diluat, căci voi folosi, în loc de un singur strat gros, 3 straturi mai subțiri.
Un strat gros se va usca mai greu, neuniform și se poate încovoia în timpul aplicării sale și poate reține urmele de pensulă. Pentru a elimina posibilitatea formării urmelor de pensulă, folosesc această pensulă lată cu peri moi, foarte elastici, se și vede atunci când trasez cu ea cum se îndoaie. Pe de altă parte, ai grijă să nu diluezi prea mult vernisul. Un vernis prea diluat poate forma bule de aer care rămân și se usucă, un vernis uscat cu bule. Nu aplica vernisul prea energic, mișcarea trebuie să fie lină, curgătoare. Aplică vernisul prin mișcări lungi pentru a acoperi suprafața de sus în jos, începând dintr-o parte și terminând în partea opusă a lucrării. După ce aplici un strat, verifică din nou toate unghiurile ca să nu se fi format bule și să fie uniform întinsă. Dacă s-au format bule, le îndepărtezi trasând din nou cu pensula pe acolo. După ce ai terminat o suprafață, nu reveni prea mult asupra ei. Dacă o vei face, vei risca să conduci rășina parțial uscată în părțile umede ale vernisului. În cele din urmă se formează zone cețoase dacă procedezi astfel. După ce ai terminat de dat într-o direcție, dai și în cealaltă direcție. Și procedezi așa de aproximativ 4 ori, de 2 ori într-o direcție, de 2 ori în cealaltă direcție. În cazul picturii în ulei, observăm că ea nu are o strălucire uniformă. Asta este din cauza proporției de ulei pe care am folosit-o la consistența vopselei atunci când am aplicat-o pe pânză. Fundalul este mai mat, iar floarea, de exemplu, este mai strălucitoare. Și pentru a uniformiza aceste diferențe, apelăm la verniz. Picturile care au fost înrămate pot și ele să fie vernisate. Fie este îndepărtată rama, în acest caz nu am putut deoarece ea este deja prinsă cu silicon pe spate, fie așezăm o bandă adezivă care protejează rama de lac. Este sau nu este necesară vernisarea? Depinde. O pictură acrilică tinde să fie puțin lipicioasă și de aceea recomand vernisarea ei. Dacă cumva se atinge de alt obiect, în timp ea se poate chiar lipi. Pe de altă parte, mulți cumpărători poate nu ar vrea să aștepte un an până la uscarea unei picturi în ulei ca să fie vernisată și atunci, vrând nevrând, există picturi care sunt date clientului la scurt timp după ce sunt terminate. Dar, în acest caz, trebuie informat clientul că pentru o bună protecție are nevoie de vernisare și înrămare ulterioară. Există două tipuri de vernisuri pe bază de rășini, cel final și cel pentru retuș. Cel pentru retuș se folosește atunci când vrei să protejezi pictura, dar simți că ai mai reveni asupra ei și ai mai adăugat ceva detalii. Acest verniș de retuș poate fi îndepărtat. Cel final, odată aplicat, nu mai poate fi dat jos. El are rolul, scopul de a proteja pictura în mod definitiv. Eu îl folosesc atunci când vând un tablou și vreau să mă asigur că tabloul va rezista condițiilor în care va fi expus.
Abia după uscarea primului strat, așa cum l-am pus astăzi acum, așteptăm una, două zile, în funcție de cum este temperatura și ventilația locului. Și dacă s-a uscat, revenim cu al doilea strat. Ce am uitat să vă spun este faptul că există vernisuri lucioase și mate. Asta, alegerea lor depinde de gustul fiecăruia. Eu prefer să folosesc un verniz lucios, care atunci când îl aplic pe tablourile în acril, conferă un aspect foarte apropiat de picturile în ulei. Am învățat astăzi ce fel de verniz se potrivește pentru lucrarea pe care am finalizat-o, când îl putem aplica și ce beneficii aduce acesta. Nu uita că vernisul, pe lângă protecție, aduce după sine și uniformizarea luciului. Ne vedem data viitoare. Până atunci, pa, pa, spor la pictat și nu uita să dai un like!